Noi focare de pestă la oi și capre confirmate în Tulcea. Potrivit comunicatului ANSVSA, animalele provin din 7 exploatații comerciale de tip A și 4 gospodării ale populației aflate în apropierea focarelor deja confirmate sau au fost în contact cu acestea, fiind afectate peste 8.800 de oi și capre. Despre acest subiect discutăm chiar acum cu domnul Ștefan Muscă, fermier. Bună ziua, domnule Muscă, vă mulțumim foarte mult! Dacă ne auziți, domnule Muscă? Noi am avut o ședință la ANSVSA în această săptămână, în care ne-am spus clar că ne este teamă să nu se întâmple ce s-a întâmplat cu pesta porcină, care n-au reușit în 25 de ani de zile să facă absolut nimic. Mi-este teamă că se va întâmpla același lucru. Ei au promis că nu se va întâmpla, dar din câte văd că acum nu că nu mai s-au descoperit în ferme și că au gazat ei 100.000 de capete, am înțeles că au și murit vreo 7.000 de capete. Asta înseamnă pentru noi o teroare foarte mare, adică e una când moare, e una când depistăm un caz 2, 3, 5 și gazăm noi ca să nu se mai răspundească boala. Eu săptămâna viitoare, miercuri, am din nou întâlnire cu domnul ministru al Agriculturii, care a fost și el de față la întâlnirea cu conducerea celor de la ANSVSA și am făcut și o plângere către DNA să vedem de unde și cum s-a introdus boala, pentru că țara românească n-a avut această boală niciodată. Se aude că ar fi intrat în Bulgaria niște miei și în Bulgaria este de 2-3 ani această pestă a rumegătoarelor mici. Vom face demersuri extraordinar de mari începând de săptămâna viitoare, chiar presiuni, chiar până la urmă la ieșirea în stradă, pentru că nu putem să permitem nimănui să ne distrugă un sector, singurul sector care mai funcționa în țara românească, sectorul oieritului. Vorbim, domnule Muscă, așadar de aproape 9.000 de oi și capre decedate, ucise de această pestă. Dumneavoastră spuneți că aveți bunel că ar fi fost introdusă această pestă din Bulgaria, drept pentru care v-ați adresat DNA-ului. Da, am făcut o plângere la DNA să înceapă o anchetă puternică. Acel comercian care s-a depistat prima dată și s-a gazat peste 50.000 de capete, am înțeles că s-a făcut o achiziție și din Bulgaria. Noi în România nu am avut așa ceva până la această oră. Din Bulgaria avem semne că exista de vreo 2-3 ani această pestă la rumegătoarele mici. Vreau să facem presiuni, nu vreau să pățim ce s-a întâmplat cu porcul. Nu vreau, nici nu vreau să mă gândesc să mi se oprească exportul către țările arabe, pentru că noi mai avem păsări la această oră peste 5,5 milioane de miei, oamenii care i-au ținut până la această dată să poată să-i vândă, să înceapă să-și cumpere alimente pentru iarnă. Deci nici nu mă gândesc să se ajungă la interzicerea de export, nici nu vreau să aud. Ei au promis că nu va face, dar văd că era în floare acest caz și mi-e teamă că se va întâmpla lucruri mult mai grave decât ne imaginăm noi. A fost instituită deja această interdicție sau e pe punctul de a se institui dacă situația degenerează, domnule Muscă? Noi ni s-a promis că ne va face, că ni se va face culoare și că nu se va opri exportul de animale vii deja în câteva zile. Trebuie să încărcăm peste 11 vapoare. Dacă se va întâmpla lucrul ăsta, va ieși scandal mare, pentru că nu e treaba noastră. Ei, e de competența lor să descopere cazul, e de competența lor să izoleze cazul, e de competența lor să nu distrugă sectorul. Noi ne facem datoria, muncim, producem, dar nu e vina noastră că ei nu gestionează bine intrarea de animale din alte țări. Adică vrem să vedem o situație clară din partea ANSVSA-ului că interzice deplasarea animalelor dintr-o fermă în alta. Și atunci noi avem posibilitatea să oprim acest genocid asupra animalelor, pentru că asta se va numi genocidul animalelor dacă se întâmplă ce s-a întâmplat cu porcul, unde ne-a rămas decât 20% din efectiv pe care l-aveam și acum mi-e teamă să nu distrugem șase sectori, un sector care e singurul la această oră care mai funcționează. Porcul nu mai funcționează, pasărea nu mai funcționează, că vine după Ucraina de acolo, vaca este distrusă, aducem 70% din produse lactate din afară, dacă îl distrugem și sectorul ăsta ovin, nu mai avem în România absolut nimic. Asta înseamnă că de 34 de ani toți miniștrii și toți ce au fost la conducere și-au bătut joc de poporul român. Adică ne ia dreptul la muncă. Și dacă mi se ia dreptul la muncă, am dreptul să ies în stradă și să-mi apăr dreptul la muncă în țara mea și ca producător de hrană în România, același lucru doresc. Să produc hrană sănătoasă pentru poporul român. Asta în condițiile în care știm că în această perioadă și oricum, la modul general, consumul de carne de oaie intern este foarte scăzut.
Dumneavoastră, fermierii, vă bazați pe exporturi. Ori dacă spuneați, există riscul ca aceste exporturi să se oprească, situația ar deveni critică pentru dumneavoastră. Foarte critică. Adică în afară de faptul că aducem câteva miliarde de euro băgați în România, adică în PIB-ul României și noi, pentru că suntem și noi niște contribuitori la produsul interbrut, plus de asta este o meserie milenară. Noi suntem, dacă dispare albina și creșterea oilor și a miilor, asta înseamnă că nu știu pe ce poziție se mai află omenirea. Deci noi trebuie să apărăm acest lucru, pentru că piața noastră nu este decât în țările arabe, că deocamdată n-am ajuns la nivelul în care să începem să producem carcasă și să ducem carcasă. Iar singurele țări sunt țările arabe care ne preia mielul în viu. Este extraordinar. Dacă am pierdut această piață, noi nu mai existăm, nu mai avem cum să mai supraviețuim, pentru că țara românească nu s-a făcut un program educațional, nu suntem atât de educați și să ne placă atât de mult carnea decât la Paște și atât. Mai avem de discutat, mai avem de convins oamenii în România că trebuie să consumăm și carne de miel și de oaie și în timpul anului și nu numai o dată la Paște. Domnule Muscă, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în jurnal. Mergem mai departe.